Salutări domnilor și bun venit la clipul de deschidere al seriei de clipuri Vitruviene, serie în care confruntăm, dar rezolvăm probleme, intrigi și când spun probleme, mă refer la ceva de actualitate, ceva cu care mă confrunt inclusiv eu și momentan ar fi sesiunea pentru studenți, bacalaureatul pentru liceeni sau orice alt eveniment care necesită folosirea creierului în scopul memorării unor tone de cuvinte albe, goale, fără sens, urâte, sau cum vreți să le mai alintați, cuvinte cărora peste o săptămână nu le mai cunoaștem identitatea. Mie, personal, nu-mi place să tocesc, nici vouă de vreme ce vă uitați la acest clip, iar soluția nu este să ne lăsăm de facultate, dar să inducem dispoziția necesară memorării cuvintelor prin următorii 5 pași. Numărul 1. Pregătește-te mental. Adică acesta să fie primul gând al zilei. Știți, atunci când urmează o excursie, sunteți foarte entuziasmați, nu puteți să dormiți în seara de dinainte, vă treziți dimineața, zburați din pat, spuneți, acolo trebuie să ajung. Ei, cam așa ar trebui să fie și cu învățatul și ar trebui să fie primul gând de dimineață, ca să vă obișnuiți cu ce vă așteaptă pe parcursul zilei. Numărul 2 este legat de tot ceea ce puneți în gură, adică o hidratare corectă și un mâncat puțin, dar des, ar trebui să nu vă dea starea aceea de mers la somn. Numărul 3. Da, îmi învăț. Ce? Stați un pic. Numărul 3. Lăsați dispozitivele deoparte. Nu acesta este telefonul meu, dar mi-aș fi dorit să fie, măcar în sesiune, pentru că nu aș mai fi avut probabil nevoia constantă de a verifica mesaje, notificări. N-am primit notificări. Un sfat ca să memorați mai bine și ca să limitați factorii de influență ar fi să opriți datele mobile ale telefonului și să-l puneți undeva în afara razei voastre vizuale. Numărul 4 ține doar de structura programului vostru. Stabiliți de unde până unde învățați, ce cursuri conspectați, dar cel mai important, să vă stabiliți și pauze de recreere. Și am ajuns la numărul 5, care constă în automotivare. Și am să vă spun o poveste de pe vremea când învățam eu pentru bacalaureat. Sunt și eram și la vremea aceea un mare fan al evenimentelor muzicale, al festivalurilor și motivația mea a fost să merg la Antol 2016. Fusesem și cu un an înainte și mi-a plăcut foarte mult, iar de fiecare dată când îmi venea să iau foile să nu le mai văd, îmi aduceam aminte de automotivația pe care mi-am impus-o și mă puneam la loc la birou și până la urmă am luat bacul cu note frumușele. Și asta a fost 5 pași ca să memorați mai ușor. Noi ne vedem în 7 zile, deoarece săptămânal voi posta câte un material aici pe YouTube. Pe data viitoare!